Cei 185 de ani de tradiție pedagogică vor fi marcați joi și vineri prin numeroase manifestări festive. Astfel, joi, începând cu ora 8 la unitatea școlară, va avea loc un tedeum, după care, începând cu ora 10 la sala mare a Consiliului Județean, vor fi susținute alocuțiuni de către invitații evenimentului, pentru ca în după amiaza aceleiași zile manifestarea să se încheie cu imnul școlii în interpretarea corului Lira. Manifestările dedicate colegiului pedagogic vor continua și vineri la sala mare a Consiliului Județean, unde începând cu ora 9:30 și până la 12:30 va avea loc conferința 185 de ani de tradiție pedagogică. Concomitent, începând cu ora 10:30 la Centrul Iazul Morilor, se va desfășura un program artistic realizat de elevi sub titulatura Cafeneaua Literară a Normaliștilor. Momentele festive de joi și vineri sunt așteptate cu emoție de către directorul Colegiului Pedagogic, profesoara Cristina Iacob. În aprilie sărbătorim 185 de ani de tradiție pedagogică. Și este vorba nu numai de bucuria de a fi normalist, este vorba de bucuria care se simte pe fața fiecărui elev din școala noastră, atunci când fie este absolvent, fie intră pe porțile acestei școli. Consiliul Județean Buzău a oferit un sprijin financiar important conducerii unității de învățământ. Este vorba despre 48.000 de lei, bani folosiți pentru editarea unor publicații și materiale dedicate evenimentului, pentru organizarea spectacolelor, precum și pentru transportul, cazarea sau masa invitațiilor. Începuturile școlii normale sunt legate de activitatea lui Dionisie Romano ca profesor al Școlii Naționale, prima instituție de învățământ modern din Buzău. Modernizarea societății românești nu se putea face fără dezvoltarea învățământului, iar pentru aceasta era nevoie nu numai de școli, ci mai ales de învățători. Răspunzând acestei nevoi, la 29 aprilie 1838, pe lângă Școala Națională din Buzău, se înființează și o școală normală în care își încep pregătirea elevii ce urmau să devină învățătorii școlilor sătești.